Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit pe canalul YouTube Șefa Cati. Astăzi vreau să vă prezint repede, repede, nu zăbovim, câteva moduri pe care eu le-am găsit și vreau să vi le prezint și vouă. Poate vă face plăcere să vă jucați cu ele. Așadar, primul mod pe care vreau să vi-l prezint este acest tank transport VO3A, se numește el. Îl puteți achiziționa la prețul de 1200 de euro. Are o capacitate de 3000 de litri, deci dacă sunteți adepții fermelor mici și vă jucați cu utilaje mici, este minunată. De ce? Pentru că puteți transporta cu ea apă, lapte, erbicid și fertilizator lichid. Așa că, dragilor, dacă jucați pe o fermă mică, vă recomand acest mod, este util și foarte simpăticuț. Al doilea mod pe care vreau să vi-l prezint este această combină foarte frumoasă, de altfel, Versatil RT520. O combină foarte mișto, frumoasă și sunetul este frumos. Asta este, culorile sunt frumoase. Găsiți la prețul de 329.500 cu 520 de cai și ce este interesant este că puteți configura roțile, așa că haideți să mergem să vedem. Da? O găsim la secțiunea vehicule și mașini de recoltat, da? Ea este 329.500. Foarte drăguță această combină, mi-a plăcut foarte tare. Îi puteți pune ce doriți voi, da? Chiar și cu șenile, cea de la Lizard, da? Puteți pune roți duble sau o puteți lăsa standard. Deci cum vă este vouă bine, așa vă rog să o configurați cum vă place și cum vă este util vouă în joaca voastră. Se pare foarte interesantă, este foarte frumoasă, așa că vă invit să o încercați. Este mirobolantă. Foarte frumoasă această combinuță. Foarte, foarte frumoasă. Deci nu uitați, Versatil RT520. Foarte drăguță. O lăsăm noi aici pe ea. Și mergem la următorul mod foarte interesant care l-am găsit. Este acest MAN TGS 18500, este de fapt un pachet. De ce este un pachet? Pentru că pachetul conține MAN-ul încărcat cu un basculant model marca Brattner și o remorcă. Ambele sunt echipate cu prelate retractabile, aveți variante de culori multiple, anvelope și logo-uri opționale. Îl găsim la un cost de 138.000 și 500 de cai. Capacitate de la 4200 până la 12.500 de litri. Așadar, mi s-a părut foarte mișto acest MAN, foarte, foarte drăguț, da? În care puteți atașa această remorcuță. MAN-ul îl găsiți, da? În secțiunea de camioane. Mergem frumos aici la camioane și el este inculpatul. Da? Aici îi puteți configura voi ce culori doriți. Da? Bineînțeles că eu l-aș putea face roz din punctul meu de vedere, având în vedere că șefa Cati are un pink farm, ferma roză. Da? Deci voi puteți să vă alegeți din culorile care vă plac. Da? Are multiple culori. Puteți să-i configurați chiar și roțile. Îi puneți așa după cum doriți, după bunul vostru plac. Foarte, foarte interesant. Iar dacă mergeți la unelte și remorci, o să găsiți remorcuța. Remorcuța este foarte interesantă și are, bineînțeles, varianta de culori multiple, așa că o puteți face cum doriți voi ca și culoare. Am spus că are o capacitate de la 4200, 8500, 12500. Deci de la 4200 la 12500. Cum vă este util vouă, așa o puteți configura. Este
este foarte, foarte interesantă. Sau o puteți face remorcă pentru încărcat baloturi. Da? Este un mod drăguț, un mod pe care eu o să-l folosesc în live-urile mele, așa că data viitoare o să-l iau și o să-l pun la mine acolo pe fermă. Foarte interesant modul, foarte drăguț. Sper să vă placă și vouă și să vreți să-l încercați, pentru că este un mod util, zic eu. E foarte drăguț așa, minion, micuț, vă puteți deplasa cu el foarte ușor și dacă vă este necesar, puteți să adăugați și remorcuța în spate ca să aveți o capacitate mai mare, da? Foarte, foarte interesant acest mânuleț. Mergem la următorul mod pe care eu l-am găsit și mi se pare foarte, foarte util, așa că îl puteți încerca și voi. Este Elho Scorpio 710 Stone Pickers, adică colectorul eficient de pietre care are o lățime de lucru de 9,5 metri. Este foarte interesant. Hai să luăm un tractor al de aici, bineînțeles, bestia roz, nu se putea altfel decât bestia roz. Haideți să luăm noi colectorul ăsta de pietre, să-l scoatem de aici și să-l vedeți cum arată el de fapt. Ceea ce mi-a atras atenția la el și chiar vorbeam zilele trecute, mai săptămâna trecută, acum vreo săptămână și ceva, până să apară modul, chiar spuneam, măi, dar nu a venit nimeni cu un colector de pietre cu o lățime mai mare de lucru, să ne ajute și pe noi să colectăm pietrele astea mai repede. Bineînțeles, cei care folosesc această opțiune pe noul joc Farming Simulator 22, pentru că nu foarte multă lume optează ca să culeagă aceste pietre, mai degrabă mulți le dezactivează. Dar acest colector de pietre are o lățime de lucru de 9,5 metri, îl găsiți la prețul de 64.000, necesită o putere de 170 de căluți, deci nu vă trebuie un tractor supra mega cu mulți căluți. Maxima viteză de lucru este de 17 km pe oră, iar capacitatea este de 2500 de litri, deci 2500 litri pietre, da? Aveam un terenel eu aici, putem să-l și punem un pic la treabă, dacă tot îl avem. Un terenel aici, care parcă avea niște pietre pe el, puteți să vedem dacă funcționează și cum funcționează el. Nu se văd pietrele pe aici pe teren. Da, aceleași controle, V ca să-l dăm jos, B ca să pornim utilajul, da? Și el, vedeți acolo că începe să colecteze aceste pietre. Deci mie se pare mirobolant, este un mod super mișto, mă bucur că a ieșit, ne ajută foarte mult pentru că are lățime de lucru foarte mare. Este foarte interesant. Unde îl găsim? Unde îl găsim? Trebuie să fie acolo la colectoarele de pietre. Unde era ăsta? Cred că aici la unelte, nu? Cu legătoare de pietre, da. Aici găsim modul. El este. Nu puteți să-l faceți decât la culorile de jantă puteți lucra, cu alb sau cu negru. Nu sunt disponibile alte culori pentru el. Dar puteți să modificați și roțile, da? Să le puneți neurlate sau să le lăsați standard. Cum vă este vouă util, cum vă place, așa îl configurați. Mi se pare foarte interesant. Felicitări autorului, cel care a realizat acest mod. Mulțumim frumos, este foarte util. Așadar, eu zic că treaba merge mai eficient cu acest colector de pietre, care lățimea de lucru este destul de mare. Foarte mișto, foarte mișto. O să strângem noi ăsta aici și vreau să vă prezint următorul mod pe care eu l-am găsit, foarte interesant de altfel. Deci, este aici, lângă celelalte. Este tot un pachet, Placeable Farm Pack, se numește el. Unde să lăsăm aici cu legătorul nostru de pietre, lângă celelalte. Da.
Acvarelul îl lăsăm undeva aici, pentru că el nu face parte din noile moduri. Și următorul mod este acest placeable far pack, în care aveți trei hambare. Hambarul de vaci, cu capacitate de 40 de văcuțe, l-am pus eu aici ca voi să-l vedeți bine, bine. 180 de mii, 180 de mii îl puteți cumpăra. Este foarte mișto. Ce mi s-a părut interesant este că puteți să aprindeți sau să stingeți lumina. Dacă cumva vă prinde noaptea pe fermă, puteți să aprindeți lumina. Foarte interesant, foarte drăguț. Mai avem o magazie de depozitare, acesta din față, unde am avut și eu utilajele. Este foarte mare și foarte, foarte util. Aveți șase. Șase rânduri aici în care voi vă puteți pune utilajele și cel din urmă, hambarul de dimensiuni medii, deci aici puteți să puneți ceva utilaje, dar ce este foarte interesant este că aveți aici și atelierul, atelierul unde voi vă puteți repara utilajele. Așa că e 2 în 1, puteți să parcați și ceva autoturisme, automobile, tractorașul vostru, mașinuța voastră aici și puteți să și reparați utilajele. Așa că foarte interesant și asta. Bineînțeles că și această magazie are lumină. Nu mă înșel. Așa avea lumină, da? Și ea avea lumină, deci așadar dacă vă prinde noaptea, puteți să aprindeți lumina. Dragilor, cam astea au fost modurile pentru acest episod. Eu le-am găsit zilele trecute. Vă doresc spor la joacă. Sper să le utilizați. Ele sunt foarte bune și foarte folositoare. Da? Deci revin și spun manul. Cu acea remorcă pe care o puteți atașa, combina versatil, foarte frumoasă, arată foarte bine, este mirobolantă, colegătorul de pietre, autorul a venit în ajutorul nostru și a pus 9,5 metri lățime de lucru, este foarte, foarte bună. Nu uitați de acest tank în care puteți transporta apă, lapte, fertilizator lichid, ierbicid, dacă aveți o fermă mică, pentru că are capacitate de cât de 3000 de litri și acest placeable far pack, hambarele care voi le puteți folosi pe ferma voastră. Dragilor, eu vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine la acest videoclip. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe și, bineînțeles, clopoțelul dacă vreți să mai vizitați canalul. Vă doresc o zi frumoasă și numai bine!